Dar întrebare. Spuneți, vă rog, totuși, deci din cel miliard despre care toți vorbesc, furat, dumneavoastră astăzi puteți să confirmați ferm că depozițiile ușor sunt legate și suma cea care este numită aici, 250 de milioane de dolari, sunt legate în mod direct cu acest furt sau nu? Nu o să vă confirm legătura directă, pentru că acest lucru urmează a fi probat, mai ales pe anumite etape când respectivul denunțător nu deținea funcția de, care îi permitea să gestioneze respectiva instituție financiară. Dar și dacă ați observat, solicitarea a fost de fapt de ridicare a imunității pe infracțiune de corupție și conexă corupției. Deja toate celelalte fire urmează a fi depănate și nu excludem și altceva, și spălări de bani și multe altele care se întâmplă acolo. A doua întrebare, vă rog frumos, sau precizare? Da, mersi mult. Eu, anume din aceste considerente, pentru ca să fie o claritate pentru toți, că în cazul dat, noi vorbim nu despre faptul că gata, în sfârșit, măcar 250 de milioane de dolari, noi le-am găsit urmele. Nu. Deci, tot una, ceea ce ține de acest miliard, ancheta trebuie să fie dusă până la sfârșit, deoarece aceste 250 de milioane, reșind chiar și din depozițiile ușor, nu sunt direct legate cu acest furt. O parte sunt.